Ieri dimineață, judecătoria sectorului 4 a devenit scena unde un deținut din penitenciarul Giurgiu a vrut să fie artist de prim rang și a jucat un rol dramatic. O persoană privată de libertate custodiată de penitenciarul Giurgiu, cu ocazia prezentării acesteia la instanța de judecată din cadrul judecătoriei sectorului 4 București, profitând de faptul că mijloacele de imobilizare au fost scoase cu încuvințarea completului de judecată pentru studierea dosarului, a spart un geam din imediat apropierea boxei acuzaților și a provocat câteva răni superficiale în zona gâtului, amenințând totodată că se va sinucide. La fața locului a sosit un mediator al Administrației Naționale a Penitenciarelor, care după o oră de negocieri a convins deținutul care a provocat scandalul să renunțe la forma de protest. Imediat i-au fost acordate îngrijiri medicale și a fost transportat înapoi la penitenciarul Giurgiu, unde se află și în acest moment. Adus la această instanță de judecată, persoana privată de libertate a protestat pentru că este discriminat din cauza orientării sale sexuale. Principala revendicare a fost faptul că vrea să fie transferat din cadrul penitenciarului Giurgiu la penitenciarul București-Drahova. Motivele, din câte știm, și le-a schimbat pe parcursul negocierii cu mediatorul, cu negociatorul Administrației Naționale a Penitenciarului, deci nu putem face cu certitudine această afirmație. Persoanei private de libertate i s-a întocmit un raport de incident ca urmare a scandalului iscat în sala de judecată, iar o comisie de disciplină din penitenciarul Giurgiu va stabili dacă se face sau nu vinovat de vreo abatere disciplinară.